Morning Glory, Morning Glory, purie toți cărnăciorii. Și bonjurică, bonjurică, uite, mai avem foarte, 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 dar foarte puțin până când intrăm în direct să deschidem televizorul. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce facem? Nu e, nu e gata? Ah, ok. Deci am să distrugem ProTV-ul din interior, dar Sergiu Floraia este aici cu mine și mă bucur că se uită la mine ca și cum ar vedea. Dă-i mai tare! Răzvan Exarhu și Sergiu Floraia fac la Morning Glory inventarul celor mai mari prostii pe care le fac oamenii când sunt obosiți, mahmuri, astenici sau adormiți. Morning Glory, Morning Glory, mi se mișcă dințișorii. Bonjurică! Bună dimineața! Bonjurică Lavinia, bonjurică și Cosmin. Și nu vrem să vă întrebăm, să vă facem să vă deschideți sufletul, dar să știți că eu am uitat telecomanda în frigider de câteva ori. Ne mai vorbim despre momentele în care îmi caut telefonul în timp ce vorbesc și mă panichez că mi-a fost furat. Dar Sergiu este aici lângă mine și depune mărturie că și el a făcut foarte multe lucruri și rog să-și deschidă larg baierele sufletului. Am făcut și eu niște chestii. Eram la un moment dat, stăteam aici undeva în tineretul și coboram cu liftul și am ieșit din lift și am văzut că vine o doamnă care avea un copil în cărucior, da. Și am așteptat, am ținut ușa, na, frumos, și a intrat în lift, mi-a spus mulțumesc și eu, în timp ce am dat drumul la ușă, am vrut să-i zic cu plăcere și nicio problemă în același timp și mi-a ieșit nicio plăcere. Și apoi am închis ușa. Este foarte bine. Am ieșit să plimb câinele, ne scrie un ascultător, fără câine. După câteva minute afară m-am panicat că a fugit, că l-am pierdut, m-am întors plângând acasă, unde m-a aștepta Snap să facă pipi. Foarte bucuros. Asta mi se pare extraordinar. Da, se pare să ieși fără câine, să plimbi cu adevărat câinele. Extraordinar. Da. Mai sunt și oameni care au plecat și eu, inclusiv, cu gunoiul, cu punga de gunoi în mână. Și au ajuns pe la universitate, într-o leu. Sunt foarte mulți oameni foarte chinuiți și de primăvară și de mahmureală și de oboseală. Da, Sergiu, cineva ne spune, am scos cheile ca să intru la metrou. Da, asta a fost foarte, foarte frumoasă. Oameni care își pun iaurt în cafea dimineața, oameni care pun cana moca pe aragaz fără să pună apă și cafea în ea, oameni care au fost la o băută gravă și după ce am ajuns acasă m-am pus lângă soție în pat, iar după nicio oră de somn am sărit din pat ca ars să plec acasă și până nu m-a strigat soția pe nume, nu am realizat că voiam să plec acasă de acasă sau de acasă acasă. Mai sunt oameni care încearcă să ia apă de la uscătorul de mâini, la birou. Pun sub uscător și așteaptă să curgă apă, dar nu curge apă. Asta este și mai frumos. Și, bineînțeles, telefon uitat în frigider, nu doar telecomandă. Și sunt oameni care adorm cu casca în ureche și o găsesc în gură. Se depune mărturie pentru asta. Oameni care bagă blugi în mașina de spălat cu telefonul nou. Așa, oameni care fac cu mâna la metrou să oprească. Da. Și oameni care au cerut, nu putem să vă spunem cum au zis la cuțit, dar vă spunem că au cerut curculiță. Deci vă dați seama cum s-a numit cuțitul. Și pe de altă parte, eu am încercat să intru la metrou pentru că m-am trezit când făceam matinal. M-am trezit după amiaza, seara, din somn, am adormit de vreme și mi s-a părut, fiind iarnă, era cam beznă afară, și m-am dus direct la metrou crezând că din nou am întârziat la radio și era un domn care mătura acolo și mi-a zis să mă duc acasă că abia au închis. sunt foarte norocos. Mai sunt oameni care dimineața intră și cu capul în stâlp. Și asta întâmplă. Și asta. Și sunt oameni care și-au lăsat mașina pentru că s-au defectat la cârciumă și au găsit-o a doua zi chiar cu cheia în contact acolo, în același loc. Mai sunt oameni care aruncă rucsacul cu tot cu laptop în loc de punga de gunoi. Da. Bineînțeles că uneori, da, te taie, aia e, dar nu întotdeauna reușești să ridici și capacul pentru că este întuneric.
și te bazezi pe, da? Oameni care au intrat din greșeală în apartamentul care era cu un etaj mai jos și nu înțelegeau de ce o bătrână spunea într-una: ieși afară din casa mea, Marius. Și situația pe care o cunosc de altfel de la un prieten de-al meu, la înmormântarea tatălui unui prieten, l-am întrebat ce vârstă avea tatălui, el mi-a spus 68 și i-am spus mulți înainte. Și mai există o poveste, nu știu cât timp mai avem, Mihai? Da, ok. Odată că mai sunt oameni care au plecat de acasă în șlapi, foarte iarna. Mai, da, da, mai sunt și astea clasice, când îți zice ospătarul poftă bună și tu răspunzi și ție. Da. Și nu știi cum să intri în pământ în momentul ăla. Oameni care își caută telefonul cu lanterna aprinsă de la telefon. Sunt oameni foarte speciali. Când notezi în carnețel, scrii de mână și vrei să dai undo și nu merge. Da, 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 da. Când i-a spus soție celui mai important client: a, ce frumos, ești însărcinată din nou. Și a spus: nu, m-am îngrășat. Greșit. Și un vecin m-a salutat azi, a zis: săru mâna. Și eu îi spun la fel și dumneavoastră. Dar sufletul meu sufletul meu rămâne tot la o înmormântare, unde cineva a venit la familia îndoliată și spus: bună ziua, îmi pare rău, să vă trăiască. Astea fiind spuse, vă lăsăm și până săptămâna viitoare încercați să căscați ochii, pentru că situația e scăpată complet de sub control. Vă spunem la revedere. Vă mulțumim foarte mult. Pe curând. Pa, pa. Așa. Morning glory, morning glory. Așa, bun, astea ar fi principalele prostii pe care le-am adunat, dar mai avem foarte multe altele și vă mulțumim foarte mult că aveți încredere în noi și că vă deschideți baiele sufletului, mai ales că ne spuneți chestiile astea, dar noi avem și numerele voastre de telefon. Numerele voastre. Adică n-aș fi riscat așa, dar uite că totuși ați făcut-o și noi suntem oameni buni și nu le punem pe internet cu tot cu identitatea voastră. Și totuși... Uite, o chestie pe care o fac eu des atunci când mănânc ceva, mai ales prin oraș, și am șervețelul într-o mână și mâncarea în cealaltă și mușc din șervețel. Da, 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 da. Sau da, vrei da. Să arunci șervețelul și arunci mâncarea? Asta da, mi se întâmplă des când fac de mâncare și trebuie să tai ceva sau, nu știu, curăț urzici, știi, și arunc frunzele și păstrez bețișoarele. Da, foarte sau, frumos, bravo. La multe mi se întâmplă chestia asta, arunc fix partea cealaltă. E, mă rog, e multă literatură aici, o să mai revenim din când în când și dacă mai vreți să ne mai scrieți la 0729 00122, poveștile voastre, folosiți și cuvântul prostii la început ca să știm să le găsim și să le arhivăm și din când în când să vă aducem aminte că, da, degeaba ați terminat o facultate, cam asta ar fi. Și voi când ați mușcat ultima dată dintr-o furculiță? A, da, uite cum să mănânci. Exact, la 40 de ani. Da? În mod frecvent. Și când da, da. Ați învățat prima dată să mâncați cu un fuțit și o curculiță. Da. Că și asta este este foarte, foarte mișto. Dar până una alta, însă, le mulțumim și prietenilor noștri de la ProTV-ul cel mare și vă lăsăm să vă mai gândiți un pic și la 0729001122 mai aveți o șansă să ne spuneți ce ați spune voi pe inteligența artificială să facă în locul vostru ca să scăpați pe restul vieții de toate mizerile care vă scoteau din minți. 0729001122, avem o super boxă pentru voi, premium, și e ultima zi de concurs, dacă nu mă înșel. Da, nu? Da, da? Ultima. Bun, deci vă așteptăm și până una alta vă lăsăm cu o formație vocal-instrumentală, cu ceva, că știți, aici muzica este viața noastră, că na, n-ai cum să... Muzica e cine a consacrat. Da? Da. A, da, 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 așa este, da, aici tu dreptate. Și, dai puțin, mai pun și eu o piesă mișto, mă. Pune și tu o piesă frumoasă. Pune o piesă frumoasă, mă. Așa. Avem noi piese frumoase aici? Avem și piese frumoase. Ia asta că mi-ai adus aminte de Elvis. Da. Așa, ce să punem noi de la Elvis?
Devil in Disguise, dar n-avem. Nu. Nu, uite, punem asta. E un remix, dar merge foarte bine. Morning Glory, Morning Glory. Vă, ce scris au scriitorii.